În ajunul sărbătorilor pascale, în mod tradițional, crește consumul de produse alimentare, în special a produselor alimentare de origine animală. În scopul evitării situațiilor în care, din grabă, pot fi achiziționate produse contrafăcute, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu recomandări către cetățeni. Astfel, populația trebuie să se asigure că unitatea de unde achiziționează produsele este autorizată de către agenție, spațiul este curat, personalul de deservire respectă condițiile de igienă. Cetățenii sunt îndemnați să evite comerțul stradal. După procurarea produselor alimentare, păstrați-le conform indicațiilor înscrise de producător. Carnea trebuie să fie elastică, de o culoare de la roz pal până la roșu închis. În urma păstrării cu degetul să revină la forma inițială și să nu prezinte suprafață lipicioasă, urât, mirositoare. La procurarea peștelui, în stare proaspătă, verificați dacă suprafața acestuia este curată. Un strat uniform de solzi, culoarea potrivită speciei, bronhiile roșii cu nuanță caracteristică speciei, fără rupturi. Ouăle. La procurare, examinați aspectul lor exterior. Coaja trebuie să fie integră, curată, fără pete și miros. Totodată, ANSA recomandă consumatorilor să nu procure vopsea pentru ouă cu ambalaj nemarcat sau neambalată la linguriță, deoarece aceasta este vopsea cu altă destinație și care poate prezenta pericol pentru sănătate. Legumele și fructele se recomandă înainte de a fi consumate să le ținem în jur de 10-15 minute în apă, la care să adăugăm oțet, după care să le clătim bine cu apă curgătoare. În cazul în care ați depistat careva nereguli, puteți apela la linia verde 0800 833.